Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ascultă mustrarea Domnului. Eu mustru și pedepsesc. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 19. Mustrarea lui Dumnezeu ne smerește în domeniile în care avem nevoie de smerenie. Când El ne mustră, avem trei opțiuni. 1. Să ne revoltăm împotriva Lui. 2. Să murmurăm și să ne scuzăm. 3. Să primim mustrarea Lui și să revenim pe cale. Însă schimbarea de durată nu poate nici măcar să înceapă până când nu acceptăm că Dumnezeu ne iubește necondiționat, așa cum suntem. Fără asta vei tot încerca zadarnic să te schimbi, așteptându-te să câștigi dragostea și acceptarea sa. În realitate, deja ai parte de ele, doar că nu o știi. Mulți dintre noi credem că dacă ne acceptăm pe noi înșine, scuzăm toate lucrurile care sunt greșite la noi. Nu e așa. Nu poți primi mustrarea lui Dumnezeu așa cum se cuvine, până nu ai o înțelegere clară a iubirii pe care ți-o poartă. Fără asta, vei interpreta mustrarea sa ca pe o respingere și vei crede că dezaprobarea comportamentului tău este o dezaprobare a persoanei tale. Pentru a crește spiritual, trebuie să crezi că Dumnezeu este dedicat grijii față de tine, mai ales când te mustră și când te călăuzește pe căi pe care nu le înțelegi. În astfel de vremuri, trebuie să ai o încredere neclintită în dragostea sa pentru tine. Apostolul Pavel a fost convins că nimic nu-l poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Vezi Roman, capitolul 8, versetul 39. În Apocalipsa, în capitolul 3, Dumnezeu vorbește fiecăruia dintre noi când spune: Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Una din cele mai puternice dovezi ale dragostei și acceptării lui Dumnezeu este mustrarea sa. Ar trebui să fii îngrijorat când ea lipsește. Așadar, dacă Dumnezeu te mustră chiar acum, fii curajos, bucură-te și ia aminte la mustrarea Lui.